Vlad, ne așteaptă o nouă partidă în Liga Timbrilor contra celor de la Timișoara. Avem de luat o revanșă în fața lor după meciul pierdut în sezonul precedent? Da, avem de luat o revanșă. Trebuie să ne concentrăm foarte mult și să ne adjudecăm victoria, pentru că avem nevoie foarte mare de cele 3 puncte puse în joc. Pe teren propriu aveți 2 victorii din tot atâtea posibile. Continuați seria și vineri de a rămâne neînvinși acasă? Sper că da. Cum am spus, este un meci foarte important pentru noi. Este un adversar direct în acest sezon și avem nevoie foarte mare de victorie. Mihai, ne așteaptă o nouă partidă în Liga Zimbrilor contra celor de la Timișoara vineri. Avem de luat o revanșă în fața lor după meciul pierdut în sezonul precedent? Da, putem spune și așa că avem de luat o revanșă, însă ne gândim doar la acest meci, ne gândim la cele 3 puncte care sunt foarte importante. Ne dorim să avem un meci cât mai, să facem un meci cât mai bun și la final să fim bucuroși de munca noastră. Pe teren propriu aveți 2 victorii din tot atâtea posibile. Continuați seria meciurilor neînvinși acasă și vineri? Normal, ne dorim să continuăm această serie și pentru acest lucru avem nevoie și de susținerea publicului și invităm toată lumea la sală să ne susține, să facem un meci frumos. Coach, ne așteaptă o nouă partidă în Liga Zimbrilor vineri contra celor de la Timișoara. Avem de luat o revanșă în fața lor pentru meciul pierdut în sezonul trecut? Putem spune și lucrul ăsta, dar înainte de a privi lucrurile din acest unghi, cred eu că este mult mai important ca noi să încercăm să ne îmbunătățim jocul și mai mult de atât să facem tot ceea ce ne stă în putință pentru câștigarea celor 3 puncte care sunt puse în joc, lucru de care sunt ferm convins că și Timișoara vrea să profite sau pe care îl urmărește. Tocmai de aceea sunt ferm convins că ne așteaptă o partidă extrem de dificilă. Echipa din Timișoara are jucători cu experiență, are jucători valoroși, dar la rândul nostru trebuie să avem un joc ordonat și un joc de echipă, aș spune eu, bine pus la punct, care să ne poată permite crearea de avantaje și, bineînțeles, să urmărim, să eficientizăm cât mai mult jocul nostru. Pe teren propriu, până acum suntem neînvinși, cu 2 victorii din totalitatea posibile. Continuăm seria aceasta de invincibilitate pe teren propriu? M-aș bucura să întâmple lucrul ăsta, bineînțeles, nu doar aici, pentru că vreau să devenim niște animale de casă, îmi cer scuze că mă pronunț așa, dar la urma urmei, cred că mult mai important este jocul colectiv, pe care noi trebuie să-l îmbunătățim și la care, din nefericire, mai avem de lucru. Cred că asta ne poate aduce mult mai mult avantaj, mult mai multe puncte, atât acasă cât și în deplasare. Până în acest moment, ambele echipe au 2 victorii și 3 înfrângeri, fiind aproape în clasament una de cealaltă. Cum putem să-i surprindem vineri pentru a obține victoria? Nu știu dacă putem discuta neapărat despre o surpriză, dar așa cum spuneam și mai devreme, echipa de Timișoara are jucători valoroși, jucători cu experiență, ambițioși și, la urma urmei, cum foarte des se uzitează ca termen, totul se va disputa pe teren. Este firesc că aici cine reușește să facă mai puține greșeli va reuși să aibă avantaj. Eu cred că surpriza ar putea consta, ca să vă răspund strict la întrebare, surpriza ar putea consta în jocul, într-un joc ordonat, într-un joc colectiv.